за самый большой день из жизни. Сегодня абсолютно неправая. Взрыв захвата. Горячий танцов. Собственный вес 110 килограмм. Реал Добрин. Собственный вес 85 килограмм. Можно сказать, борьба Давида и Голиафа. Салютка правая. Добрый день, одерживает победу! И ваши аплодисменты! Пуджи, să-ți continui ziua de naștere, iar eu nu în zadar am întrebat-o pe Mariana Mihailă care ar fi sportul de extremă. Credeam că v-a zis și ceva cu lupta, pentru că despre lupte este vorba în continuare, inclusiv între femei, pentru că ei și-au pus la încercare puterea brațelor pentru marele trofeu. Zeci de sportivi din țară, dar și de peste hotare, s-au adunat la campionatul internațional de arm wrestling, desfășurat recent la Chișinău. Duelul mușchilor a fost dat atât între bărbați cât și între femei. Cei mai buni dintre participanți au primit premii bănești considerabile, medalii și cupe. Peste 70 de participanți s-au adunat la un club de noapte din capitală la cea de-a 6-a ediție a campionatului internațional Boiar Arm Wrestling Moldova. Tensiunea și agitația din jurul ringului a atras zeci de spectatori dornici să admire demonstrațiile de forță. Este o competiție cea mai tare în toată istoria a arm wrestling-ului moldovenesc. Noi promovăm un mod de viață sănătos, deci promovăm sportul, promovăm arm wrestling-ul și tot ce ține de sportul moldovenesc. Alături de moldoveni, alți câțiva sportivi din România, Rusia, Ucraina și Liban și-au măsurat puterile. Lupta pentru titlurile internaționale a fost disputată la 9 categorii de greutăți. Avem categorie feminină, categorie veterani, 4 categorii la mână dreaptă și 3 categorii la mână stângă. Eu în Moldova prima dată, приглашению своего тренера. Мы поехали с ним вместе. Организация тут на очень высоком уровне. В принципе, если буду так продолжать, то поеду в следующем году. Considerat un gen de sport extrem, arm wrestling-ul poate fi însușit după ani întregi de antrenamente. Vârsta de la care poate fi practicat n-are nicio importanță. Forța contează. Această pasiune mi-a apărut de 2 ani. Acum 2 ani la rând sunt campionul Republicii. Am stat anul la campionatul european. Turneul e foarte puternic. Concurenții sunt foarte puternici anul acesta, sunt foarte pregătiți.
și am câștigat și sunt foarte bucuros. Anul acesta a fost foarte puternic. Printre participanți au numărat și reprezentantele sexului frumos. Уже на протяжении двух лет занимаюсь. А так, в принципе, основной мой вид спорта – это кикбоксинг. Достаточно сильные девочки, все, я думаю, достойны были победы, и было приятно с ними бороться. Iubitorii de armwrestling s-au grăbit să ocupe locuri în sală ca să-și susțină concurenții preferați. Susținem moldovenii, desigur. Îmi pare bine să tem, dar fiecare joacă am fost, fiecare campionat am fost și îmi pare bine că cu zi ce trece, cu an ce trece, tot mai interesant și mai interesant. Заинтересованы, ну как, в развитии этого спорта. Василий очень много делает, он начинающий как бы спортсмен, он третий год только выступает. Но мы вообще любим этот вид спорта. Fondul de premiere s-a estimat la 40.000 de lei. Câștigătorul cupei a fost numit ucraineanul Piotr Margarint, care a plecat acasă cu un premiu de 9.000 de lei. La categoria feminină absolut, podiumul a fost ocupat de moldoveanca Olga Tabuscic. Să nu fost eu implicată în pregătirile astea pe aici, de rețete jamaicane, încercam și eu puterile. Nu crezi mi-ar reuși? Da, încearcă. Trebuie încercat mai decât. Da, strategie. Bine. Uite, astăzi, fiind o jurnalistă conștiincioasă, am încercat să mă documentez ce mai face MC Guță prin Arthur, pe unde a fost. Am găsit